deja situația. Nu vi se pare nimic ciudat? Nu-i aici, domnul primar. Eu. În mijlocul cetățenilor. Și că nietul ăsta construiește și pune gardul acolo, de ce se fac să mă trebuie la un cap? Îl fac din acte, îl fac din documente, îl fac din discuție, îl fac din ce trebuie să-i fac. Am înțeles, deci dumneavoastră ne asigurați că el nu are, ne asigurați că nu are autorizația de construcție care să-i permită să-și amplaseze trotuarul aici. Omul este efectiv nebun și și-a pus trotuarul aici. Și-a pus gardul aici, unde ar trebui să fie cumpărat terenul pentru trotuar. Asta înțeleg de la dumneavoastră. Așa. Așa. Nu e să scrie ce îl spune primarul. Dar nu spune tare, abia se aude. Vorbesc primarul. Păi tocmai că dumneavoastră sunteți cel care răspunde de această localitate și de asta mi se pare și normal să vă aducem la cunoștință problemele cu care noi ne confruntăm. Ori... Dar nu este cir, domnul primar, noi nu considerăm că suntem aici și că facem cir. Dar suntem oameni cu copii și părinți și bătrâni și asta domnul înseamnă primar, cir. Vă aștept în fața blocului meu oricând. Insist, eu nu fac cir. Dar veniți, domnul primar, și faceți-mi cir. Haideți să vedem ce înseamnă la dumneavoastră cir. Dacă dumneavoastră considerați că o adun... da, dacă dumneavoastră considerați că ăsta este cir. Mă obrăznicesc? Vai, domnul primar. Îmi pare rău că nu aud și oamenii din jurul meu ceea ce îmi spuneți. Dacă dumneavoastră așa considerați să vorbiți, nu, nu are rost, că eu... Discuție privat. Haideți veniți să-i întrebați dacă i-am agitat eu pe oameni. Oamenii, dumneavoastră considerați că noi suntem atât de ori și avem nevoie de un agitator? Nu, n-am construit, n-am, că n-am, nu am. Asta este. Păi cum care este problema? Domnul primar, plâna este vizibilă ori, da? Trebuie doar să vă duc posele, este cât de poate de vizibilă. Avem un gard, avem un gard. Nu vă fac, domn primar, doar v-am invitat, nu vă fac programul. Programare? Doamne ferește, doamne ferește, da. Domnul primar, sunteți în serviciul nostru, domnul primar, noi vă plătim salariul. Nu, domn primar, n-avea ce să caut cu dumneavoastră la ora 2 noaptea. Doamne ferește, sunt pe tărita, am un copil acasă, n-am zis că un primar normal. Nu, domnul primar, am fost eu cu dumneavoastră. Noi v-am făcut o invitație să veniți aici în fața lui, să vedeți care este problema. Chiar ne luăm așa la panorama, la mășcălie? Dar ăsta e cel care a fost arestat pentru corupție, da, sau e adjunctul lui? Are deja o condamnare în prima instanță. N-aveam ce să caut. Cu tupeu? A fost și înainte de 90, a fost. Nu, domnul primar. Da, și aici e. Foarte bine. M-am făcut sau. Să dormim mai bine. Raide așa. La voi ce-ar fi ca acasă? Trei sferturi gări și răstă. Ai auzit? Da, nu, copil. N-am mai. Chiar n-am mai băut? Nu, n-am mai băut. Așa. Da, vin oricum, știu, dar ca idee. Ne-a spus că nu-i place circul și că de-aia nu vine aici, pentru că el consideră că noi facem circ. Așa, și că să stăm liniștiți, să nu mai agit eu oamenii, pentru că oricum nici eu, nici dumneavoastră nu rezolvăm nimic, el rezolvă. Așa. Și că să considerăm situația rezolvată, trotuarul va avea un metru, că proprietarul de aici și-a făcut acest gard fără să respecte retragerea pe care o are. Acum, la întrebarea când vom avea trotuar, mi s-a spus în momentul în care se va dona acest teren. Și am întrebat, bun, dacă omul e nebun, cum dumneavoastră ziceți, dacă nu vă donează, noi ce facem? Nu avem trotuar, chiar așa, stăm în continuare în cont. Dăm în judecată. Da? Deci, și cam cu așa ceva, astea ar fi concluziile discuției, pe lângă faptul că mă ceartă pe mine și îmi spune că agit oamenii și că fac acest facit. Și că o să vină și la mine, nu înțelege că oamenii n-au nevoie de agitatori, ci pur și simplu vin la o astfel de idee, pentru că s-au săturat. Cu domnul primar, pentru că eu am trimis mesaje dimineață. Da, m-a întrebat dacă am fost azi noapte cu dumnealui la ora 2-3, că a plouat și a...
Da. Asta este conversație de primar responsabil cu cetățenii, nu-i? Da. Nu cred. Nu cred așa ceva, este incredibil. Da, există, intenția există. S-a făcut, un studiu de circulație în 2017 și în urma acestui studiu, una dintre concluzii a fost că pentru fluidizarea traficului în această zonă, cel mai util ar fi să facă sens unic aici și să creeze o nouă stradă. Stradă pentru care s-a cumpărat un teren în urmă cu două ședințe de consiliu. Terenul acela care inițial trebuia donat, deci aceeași discuție, discuția a fost cu primarul la care eu am asistat. Da? Până cimitirul undeva, nu știu să vă spun exact unde este. În drept cu pasarela? Da? Până, nu, mai, deci până, astfel încât să se iasă pe Leroy. Adică vreți să spuneți că sensul unic până aici, la sens, descărcare de pe diamantului către... Da, exact. Vrem să vedem lucrări că... Este logic, da, este logic, tocmai de aceea s-a cumpărat terenul. Deci terenul a fost aprobat în Consiliul Local pentru... Rundul de aici? Mai ce pe rundul de aici? Dacă l-am rupt pe rundul de aici, am rupt toate lui de sensă. Da, și mai e încă o discuție care e circulă în spațiu public referitor la unirea liniei 105-302. Dar și că a intervenit o problemă pe parcursul acestei uniri, în sensul că și că e undeva spre strada Safirului este îngust și pe acolo nu se va poate putea... Asta mi-au răspuns și vecii de la STB, că în momentul de față, străzile noastre pe care noi am ținut renunțirea, pentru că s-a făcut o petiție publică, înainte de discuțiile pe care le-a avut primăria, au spus clar că sunt porturi unde nu permite intrarea autobuzului. Și până nu se rezolvă această situație, nu... Dar până la urmă avem primar sau nu? Vă spun o singură chestie, pentru că am făcut aici, vă spun o singură chestie, chiar am interacționat un pic pe internet, pe Facebook. Da, și referitor la spălătoria asta care a funcționat aici cel puțin 2 ani de zile, de când m-am mutat eu aici, cam 3 ani de zile, s-a închis într-un final. M-am bătut cu garda de mediu, m-am bătut cu primarul. Primarul a zis, până am ajuns la primărie, garda de mediu a zis că a trimis, i-am notificat printr-o adresă. N-au luat actul de adresa mea, m-am dus peste ei și mi-au spus că, domne, că în 30 de zile o să trimitem echipă pe teren. Mă rog, așa, le-au dat într-un final o amendă. Țin legătura aproape la săptămână sau la două săptămâni cu Mihai Zaharia, eu. Poliția locală, da. Așa, și e un băiat deosebit din punctul meu de vedere și chiar își face datoria. Dar mai mult decât atâta, el nu poate să facă pentru că la un moment dat se lovește de această barieră numit Cincuierul. M-am dus la el, am bătut la ușă, într-un final am intrat cam după vreo 45 de minute pentru că erau vreo 4-5 persoane cu un pic cam masive, așa, care așteptau și niște autorizații ca să construiască dezvoltatori pe ăștia. Vă rog, nu sunt eu în măsură să zic ce sunt cu ei și mai departe, deși figurile lor spuneau altceva. Dar la ce m-am lovit? Până să se închidă spălătoria, practic ăsta care a avut spălătoria deschisă pe terenul unui polițist, aici practic era închiriat, a zis că a dat și el o pâine de mâncat celui cu spălătoria, fiindcă era deja plecase dintr-o altă zonă, venise aici și aici își desfășura și el activitatea. Până la urmă și până la urmă, ori n-am mai avut bani, ori toți erau pe el din toate părțile și au închis spălătoria. Deci, din punctul meu de vedere, așa funcționează lucrurile cam din concluzie, toate părțile. Ce facem? În concluzie este că trebuie să fim uniți. Hârtii peste hârtii, în mod colectiv, din partea asociațiilor de proprietari, dacă nu ieșim fizic, trebuie să avem hârtii la bază, trebuie să mergem peste ei, fiecare mare conexiuni, pe la poliție, pe colo, pe colo. Trimitem, facem notificări în scris, totul rămâne scris, dar trebuie să vedem, să luăm un număr de la registru, un număr de intrare, să vedem dacă s-a trimis pe teren din birou de acolo, adică să coboare și oamenii de acolo. Să vină televiziunea, tot. Adică nu o să se rezolve totul, dar eu, să fie o destabilizare. Are probleme foarte mari din punct de vedere juridic. Vreți să facem, haide să facem chimare. Probleme politice, nu are. Că sunt acolo să ne și vadă. Nu trebuie să ne... Nu. Dacă oamenii vor pleca de aici, nu. Dacă oamenii vor pleca de aici, trebuie să se ducă cineva să cheme de acolo pe ei. Ei vin de acolo să ne vadă și cum circulăm. Efectiv, da, dar nu trebuie să ne destabilizăm, trebuie să rămânem uniți. Asta e ideea. Adică cei care se vor duce acolo să se întoarcă și aici. Mai puține vorbe și părerea mai multe mea. Fapte. Asta e părerea mea. Microfonul pare de la Pro TV. Singura televiziune care s-a interesat de
revolta oamenilor. De ani bune zbăltoacele astea aici, primăria nu face trotuar și acum nici nu are unde să facă trotuar pentru că șmecherii au acaparat totul până la carosabil, jumătate de metru doar a rămas. Faptul că în această zonă a început să apară delimitatul ungar. Inițial, după cum vedeți, era până aici structura. Numai că astăzi de dimineață a ajuns până în zona aceasta și a început să se sape șanțul. În doar câteva ore, vedem că deja cimentul a fost urmat. Se s-au mișcat foarte repede și noi, vă dați seama, discutând pe grupurile cartierelor, ne-am hotărât să venim aici și să spunem că nu suntem de acord. Nu vrem un astfel de gard, vrem un trotuar așa cum trebuie, să putem să circulăm cu un căruț, să poată circule o mămică cu un copil lângă, un cuplu, să nu avem această problemă. Pentru că în momentul de față, să știți că noi am traversat și în partea cealaltă, trebuie să facem echilibru și să mergem doar pe bordură, pentru că altfel riscăm să vedem fie în stradă, fie în șoasă. Și vă spui și partea cealaltă de îngustă. Da, așa este. Și să știți că partea cealaltă este tot cercare de ține de terenul de aici, am înțeles. Și probabil că nu știu, au vrut să repete. Au văzut că acolo nu s-a susținut nimeni. Este un trotuar de 30 de centimetri? Da? Probabil că s-au gândit că le merge așa și pe partea asta. Deci e o proprietate aici. În momentul de față. Să cumpere acest teren. Asta și spuneam, a fost introdus în planul de investiții o sumă anume pentru cumpărarea acestui teren în cazul în care proprietarul nu dorește să doneze. Pentru că primăria... A început să cadă? Nu, sunt decofrate decât să le scoată și le-au lăsat doar așa să... Domnul Grisar, domnul Garmangeria Chidra, nu, domnul.